Am revenit în direct, oameni buni, până la emisiunea de mâine. Eu zic să ne concentrăm la ce avem de spus acum, pentru că peste 20.000 de persoane au fost afectate, circa 7.000 de persoane de locuințe au fost avariate sau distruse de inundațiile din Galați și Vaslui, iar voluntarii Crucii Roșii au demarat o campanie umanitară de ajutorare a victimelor, dar mai au nevoie de sprijin, așa că fiecare dintre noi poate da o mână de ajutor. Lângă mine este Dan Brumar, directorul de comunicare al organizației Crucea Roșie. Te salut și mă bucur mult că ești aici. Haideți să vedem cum se poate implica lumea, cum se pot implica și telespectatorii noștri, Dan. În primul rând vreau să spun că lumea se implică deja. Avem o mobilizare extraordinară, ceea ce ne bucură. Dar după cum știi și tu, succesul unei campanii de acest gen depinde foarte mult de vizibilitatea ei. Și noi nu putem decât să ne bucurăm că ne sunteți alături în această campanie. Ați fost încă de la început. Ei se pot implica în mai multe feluri, după cum am comunicat din prima seară. Să știi că noi avem și conturile afișate pe ecran. Sunt oameni care, okay, întotdeauna când se povestesc astfel de lucruri, oamenii zic, da, dați-ne conturile. Sunt și conturile în lei, conturile în euro, conturile în dolari. Oamenii pot să facă o fotografie la cont și fiecare mic ajutor poate să contribuie pentru acești oameni. Da, în primul rând, foarte importante sunt donațiile financiare și o să explic și de ce. Probabil că dintr-un impuls din acesta de a ajuta pe cât mai multă lume, toți oamenii s-au mobilizat și să doneze lucruri personale din casă ce au găsit, sau alimente, apă, sunt foarte bune, nu putem să spunem nu, însă să știți că din acei bani noi putem să cumpărăm exact ce au nevoie acei oameni. Ei ne vor comunica exact, pentru că ce se întâmplă? În prima fază a situației de dezastru, noi trebuie să asigurăm nevoile principale ale oamenilor, da? Apă, alimente, stași de dormit, ustensile, unelte. Dar vine partea a doua, care este mai grea, de reconstrucție. Ei, pentru reconstrucție ne gândim undeva, este un termen lung de câteva luni. Ei, iar din acei bani pe care acești oameni au decis să vină alături de noi, putem să asigurăm aceste nevoi de reconstrucție. Și pot să vă și spun în premieră acum, până în acest moment am reușit la nivelul Crucii Roșii Române, prin intermediul acelor conturi bancare pe care le-am pus la dispoziție, prin SMS, prin Revolut, prin platforma noastră online de pe site-ul cruciaroșie.ro, am reușit să colectăm de la persoanele fizice și companiile din România suma de 1.270.000 și ceva de mii de lei până în acest moment. E mult, e puțin, nu e important că oamenii se implică, da, știi? Se și implică. Oamenii nu sunt nepăsători și cred că asta contează foarte tare. Conturile acestea oamenii le văd pe ecran, dar pot să intre și pe online, cum spuneai, pe Crucea Roșie și acolo pot să găsească și detaliile, cum spuneai, de Revolut, de exact, tot felul de modalități de a ajuta. Da, pe site-ul cruciaroșie.ro sunt toate metodele prin care ei pot să vină în ajutorul acestor oameni năpăstuiți. Noi colectăm inclusiv alimente greu perisabile, produse de igienă, detergenți, prin intermediul unei rețele de supermarketuri. Suntem în parteneriat cu această rețea de foarte mulți ani și apreciem sprijinul lor în cadrul proiectului nostru Banca de Alimente. Deci, cine vrea să contribuie, poate să contribuie inclusiv cu alimente greu perisabile, cu detergenți, cu produse de igienă corporală. În momentul de față este o nevoie incredibilă de lopeți, de unelte, de aparate de supresiune cu care poți să cureți nămolul din locuințe. Dar să știți că avem foarte multe povești pozitive din teren. Sunt oameni care poate nu au contribuit cu bani sau cu produse, dar s-au dus acolo, da. S-a dus acolo și i-au ajutat pe acei oameni să-și coacă. Și noi am avut aici chiar un concurent de la Masterchef care a mers în perioada asta și a gătit pentru sinistrați. Ideea e că oamenii se pot implica să meargă fie fizic acolo, fie să ajute. Și e important că vorbim de organizația Crucea Roșie care are, la urma urmei, voluntari și un sistem care poate să fie foarte eficient în această perioadă. Da, într-o astfel de situație, să luăm, de exemplu, zonele în care ne aflăm acum, Vaslui și Galați, primele care se activează sunt filialele din zona în care se întâmplă această nenorocire. Și vreau neapărat pe această cale să spun că
voluntarii noștri și angajații Crucii Roșii și filiala Vaslui și de la filiala Galați s-au comportat extraordinar. Ei sunt în teren încă din prima seară, non-stop, în fiecare zi, de dimineața și până noaptea târziu. Merg acolo în schimburi, dorm 4-5 ore pe noapte și se întorc. Se întorc în fiecare zi. Oameni buni, nu uitați, organizația Crucea Roșie vă așteaptă. Cruciaroșie.ro, da? Cruciaroșie.ro este site-ul nostru. Ne găsiți pe platformele de socializare, Instagram, Facebook, TikTok, mai nou. Îți mulțumim mult de tot. Dan, oameni buni, e Dan Brumar, director de comunicare al organizației Crucea Roșie, invitatul meu pe final de emisiune. Îți mulțumesc mult de tot. Multă putere voluntarilor și oamenilor care se implică, să le dea Dumnezeu sănătate. Iar noi, mâine la ora 3, să ne întâlnim din nou aici la emisiune, oameni buni, unde vă așteptăm cu brațele deschise. Numai bine, seară frumoasă și aveți grijă de voi.